Sunt un șarpe mișcător. Hai, noroc nezătoror, bine m-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu. Eu sunt gazda voastră X Crețu și astăzi vom face un videoclip incendiar pe slither.io, adică suntem niște șerpi și trebuie să facem un șarpe să le arătăm că avem șarpele mare. Se pare că deja se încinge treaba și băieții mănâncă. Aha, fraiere, te izbi de mine că ești un dobitoc. Și o să te mănânc eu. Mulțumesc. Da. Bazele jocului sunt simple. Ăsta moare, nu moare. Suntem niște șerpi care sunt înfometați și trebuie să mănânce ca să facă șarpele mare. E simplu, mi se pare simplu, nu? Și să vedem cine are cel mai mare șarpe, cine e cel mai tare în șarpe. Dar vedeți voi cum este și în viață, nu contează cât de mare o ai, poți să-i sufli femeia celuilalt chiar dacă o ai mai mică, pentru că și cel mai mic poate să te spargă. Este un joc frumos, simplu. A vrut să mănânce bulangiu și el. Fă-mă, mă, de bulangiu. Hai, încolțește-l pe ăsta, hai să-l mâncăm pe ăsta. Pe ăsta mare. Cel mai mare, adică ăla după primul loc n-are, nu mai văd. Și... are 22.000 de puncte. Păi, ideea e simplă, dacă vreți să mă ascultați, e ok. În principiu, dacă vrei să crești, trebuie să stai numai în mijloc. Asta în principiu. Dar... dacă vrei să fii mai sigur și dacă vrei să dai de cei mari, cei mari o să stea mereu în extremități. Înțelegeți voi care șmenul, care este treaba. Hai mă, nu moare niciunul de aici. Așa, te-ai izbit. Bun, l-am prins pe un vrei. Puteți să ieși încolociți așa dacă doriți. Dacă nu, gata, s-a dat bătut și a dat seama că n-are cum să se pună cu șerpălăul meu. Deja nu mai avem un șerpișor, este un șerpălău, deja ne-am încins, se pare. Ne-am încălzit, nu mai este șerpișorul de la rece, este șerpălăul de la cald. Haide, vedeți șerpișorul acela mic, vrea să mă facă, să-mi o dea în gură. Ăsta a renunțat, s-a întors. Și în general, cel de pe primul loc va fi mereu aici sus. Vedeți, mergem sus, aveți în dreapta jos harta. Hop 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 eroina, hop 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 irina, hop hop irina. Da, hai să vedem. Da, de ăștia mici, mai mari, cum s-a nimerit, cum s-a putut. Eu vă recomand la început, uite-l frate. La început când vă spawnează, ăsta cred că e după de. Să mergeți în centru să faceți vreo 5.000 de puncte și apoi mai vedem. Team Sky spune la băiatul ăsta. Stai liniștit că nu mă faci, șefule. Cât șerpălăi aici, mulți șerpălăi. Uite unul mare. Câta șerpălău. Ți-o bag ăsta. N-am cum să mănânc. Ne mai orientăm un pic, mamă ce mașini fip și o să pap un pic. Dar n-ai cum. Când n-ai cum. L-a prins. L-a prins pe fraier. I-o da în gură. Da. Bun, un videoclip foarte frumos pe care voi îl vizionați cât timp eu sunt ca un boschetar la mare și pe eu, dar este foarte bine. Vom reveni cu videoclipuri de calitate în cel mai scurt timp. Ups, mamă, cum a trecut ăla, ești prost la cap. Ups, uite încă un. Cum îl cheam pe ăsta? Aha, fraiere.
Hai mă frate, eu l-am omorât și eu n-am prins. Da, asta, opa. Asta nu-mi place când tu te chinui, tu-l omori pe ăla și ai satisfacție când omori pe unul. Și nu prins nimic pentru că bulangii ăștia omoră, mănâncă tot. Bulangii ăștia care stau la pândă. Bine, așa o să stai și tu când ești mic, dar totuși. Vam pizda, da. Da, este pe locul 5, noi suntem pe locul 9. Am, opa, hop hop Irina. Să mai spart unul sus. O să-l fac pe Vam pizda asta, chiar dacă este român. Nu ne interesează pentru că noi ne mâncăm între noi, chiar dacă, opa. Îl facem. Îl facem, i-o dăm în guriță. Nu merge. Nu putem să-i dăm în guriță, este? Nu putem. Mai încercăm. Mai alergăm pe aici de handicapați. Încercăm să-l înconjurăm chiar dacă noi nu suntem atât de mari. Dar nu este nicio problemă. Da, tot ține de răbdare aici și după ce ai făcut, de exemplu, 12.000, tot ține de răbdare, depinde câtă răbdare ai tu până ajungi în top. Pe 12.000 și ăla are 16, după primul nou, e cine știe ce. Da, e ok. Aha, frere. Ai murit pentru că ești hapsân. Bun, 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 ma. L-am mâncat pe tot. Suntem pe locul 3. Easy, easy game. Un joc ușor. Și deja se văd că se aglomerează pe aici. Sunt 358 de player numai pe serverul ăsta. Și da. Bun, l-am mâncat. Bun. Uite frate, am ajuns și pe primul loc. Easy, cum ne place nouă, easy. Dacă mă rog să încheie episodul aici. Nu am vrut să avem pe canal numai Metin când cât sunt plecat și am zis bă, hai să revin pe Slither iar. Pentru că mi-a plăcut jocul și chiar m-am chinuit să fac ceva pe el. Pe Steam îmi dă Florin mesaje, cred că vom juca un CSGO. Dar momentan trebuie să filmez videoclipuri, să nu ziceți că sunt bulangiu. Bun, în principiu va fi un clip la o zi, două. Nu cred că o să reușesc să filmez 14 clipuri. Dar voi mă veți înțelege și mă veți sprijini pentru că sunteți niște abonați experimentați. Și l-am prins pe fraierul ăsta. Cum te simți fraiere că te-am prins într-o cușcă? Te simți bine, este? Te simți bine, este? Haide zi, îți place? Îți place? Te-am încolocit și o să te mănânc. O să te mănânc, fraiere. Aha, aha, n-ai mai rezistat? Te-am hipnotizat cu luminile mele. Da. Hei. Ia uite, frate. Credeam că m-am făcut asta după de... Haideți să... Acum, deci, după ce... Ați văzut că nu mai este nimic pe aici? Începeți să țineți click-ul apăsat, să băgați boost și să alergați ca niște handicapați pe aici, încercând să găsiți niște potențiali prădători, niște potențiale victime. Bun, pentru că în acest joc trebuie tot timpul să mănânci. Ești un mâncăcios. Să închid și eu Facebook-ul, că poate mai cred din FPS-uri, na, avem 60 de FPS-uri, e ok. Eu joc astea pe low, că mă ajută să mă mișc mai bine. Nu mă prea interesează cum se vede, adică nu vreau să vedeți voi luminiți de Crăciun aici la share pe low. Nu mă interesează să mă mișc eu cât mai bine și să... Uite, vedeți, am ajuns pe primul loc, e ok. Așa e ok.
Suntem aproape de șerpălăul nostru, să-l aducem la mărimea direct proporțională cu șerpălăul meu. Și da, da, nu e prea gros, dar este ok. Bă, frate, nu mai găsesc pe nimeni. Oh, uite o victimă. Uite-l, îl cheamă. Nu este din top. Ce vremea să mă mori. Swarm Art Online. Du-te, mă. Du-te tu. Du-te, mă, nebunule. Nu mai găsim ce să mâncăm. Când nu mai găsim ce să mănânc, îl las așa. Știți de aia. Nu ți-i apăsat pe nimic, îl las așa. Ce să batem de la? E un șarpe, nu face prea mult. Da, am pierdut timp, am pierdut și niște puncte, am pierdut aproape 700 de puncte pentru că am băgat boost. Dar, na, e ok. Vedeți voi, nu e chiar ca la Agario, dar tot pe principiul ăla e. La Agario, dacă nu mâncai, îți scădeau punctele, adică mereu scad punctele. Cu cât ești mai mare, aici nu scad, dar uite. Vezi, stau pe loc punctele. Dar când bagi boost îți scad punctele, mi se părea și normal. Tu este pe vreun loc, salut tu, felicitări, o să te prind și o să te mănânc. Felicitări. Aici s-a bătut cineva. Hai să mergem mai spre mijloc, văd că pe aici au dat boost. Înconjor camera. Camera, pana, ce asta? Înconjor chestia. Să fie treaba. Bun. Hop. Olu. Hop. Aia a fost, da. Bun. Dă-i. Hop și pe aici, o luăm și pe aici, hop. Merge. Bun. Da, în acest joc, nu știu, nu văd, nu mai găsesc ce să mănânc, că ăștia sunt tot aici, sunt sus ca niște handicapați. Dar, uite. Like this. Ei se înconjoară, da? De ce n-aș putea și eu să-i înconjur? Și am murit pentru că sunt un dobitoc. Dar am văzut că cam asta a fost videoclipul, un videoclip destul de scurt, cred. 12-13 minute. Dacă v-a plăcut, dați un like. Va fi, vom numi, cum îi spunem, am făcut, deci, șerpălăul de 18.000. O să mai continuăm cu această serie de Slither. Eu am fost Crețu, până data viitoare.